Scandalul valiza cu bani de la Cluj l-a mai temperat pe Gigi Becali. De teama unor noi acuzații din partea DNA, patronul Stelei s-a hotărât să renunțe la declarațiile războinice. Dar nu mai fac glume, gata. Nu mai fac nicio glumă. Ăștia nu știu de glumă. Mă bagă în cinește, citește de acolo dintr-o lege cu tare și spune, băi, spionaj, terorism, fotbalistic. Mai mult, Becali vrea să dea o mână de ajutor anchetatorilor și le propune să analizeze meciul UTA-CFR și Universitatea Cluj-CFR din ultima etapă. Șeful din Ghengea este gata să aducă și martori. Primul pe listă este brazilianul Bilica, cel care a produs penaltiul din care Cadu a marcat golul care a dus titlul în Gruia. Îl iau la Steaua și să facă autodenunță. Să vedem pentru ce a făcut el 11 metri ăla aiurea așa. Că de neau un loc să ancheteze pe aia, irabii mă anchetează tot pe mine.